Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi v-am pregătit un nou video în care vreau să vă prezint produsele care mi-au plăcut mie cel mai mult în 2015. Anul trecut am testat foarte multe produse și dintre ele câteva mi-au rămas foarte dragi și le-am folosit foarte mult și încă le folosesc și vreau să vi le prezint și vouă. Poate o parte dintre ele le-ați văzut deja pe blogul meu sau pe canalul de YouTube sau poate le-ați încercat deja, dar dacă nu le-ați încercat, să știți că merită să aruncați o privire. După cum vedeți, am și un fundal nou, să-mi spuneți dacă vă place. Știți că mie îmi plac chestiile mai glittery și mai shiny, așa că de acolo vine. Haideți să începem! Voi începe cu produsele de curățare a tenului. Am folosit foarte mult apa lucina micelară de la Nivea. Este o apă micelară 3 mm. Pentru demachiere și pentru curățarea tenului atunci când am machiaj. Îmi place că nu lasă senzația aceea de piele care ține și îndepărtează destul de repede machiajul. Și al doilea produs care mi-a plăcut absolut, sunt deja la al doilea borcănaș, este Elemis Pro Collagen Cleansing Balm, care este un balsam de curățare a tenului. Pur și simplu îl aplici pe ten, masezi și apoi cu un prosopel umed sau cu niște cotonete mai mari umede doar îndepărtezi. Îmi place foarte mult pentru că îți lasă tenul hidratat. Nu mai este nevoie să aplici loțiune tonică sau apă micelară, ci aplici direct crema. Tot la capitolul curățare, mi-a plăcut foarte mult această mască de la Glam Glow, care este o mască de strălucire și care îți purifică tenul. Este ca un noroi care se usucă și apoi îl îndepărtezi cu... Eu de obicei folosesc un burete conjac ca să îndepărtez măștile de pe față. Și acest gel care se transformă într-o spumă este tot un produs de curățare a tenului, care este destul de blând, dar curăță foarte bine. Poți să-l aplici direct pe tenul machiat și îndepărtează foarte bine și machiajul și impuritățile și poți să aplici direct crema hidratantă. Și dacă tot suntem la capitolul curățare, am făcut puțin abuz de peria mea, Mia, de la Clarisonic. Eu am varianta Mia 2. Sper că e încărcată. Așa bâzâie. Cu ajutorul ei, când îmi era lene, mă demacheam. Puneam direct gel de curățare sau demacheant pe perie și mă demacheam imediat tenul. O foloseam mai mult seara, nu știu, dimineața, pentru că dimineața aveam deja tenul destul de curat. Iar la capitolul hidratare, obsesia mea vine tot de la Elemis. Aceasta este crema Pro Collagen Marine Cream. Este o cremă cu efect anti-aging. Este o cremă care are textură foarte fină, ușor de gel, intră foarte repede în ten și are o textură așa plină. Este foarte... Ideea e că atunci când o aplic seara pe ten, dimineața mă trezesc cu o piele foarte frumoasă, perfectă pentru a fi machiată. Sau nu. În 2015 am folosit foarte mult pentru mine, dar și pentru cliente, această bază de machiaj la Makeup Forever, Step One. Este o bază care se potrivește foarte bine tenului uleios, tenului acneic, tenului cu imperfecțiuni și face foarte bine atât să adere fondul de ten, dar și să reziste mai mult. La capitolul fonduri de ten, una dintre descoperirile mele cele mai iubite este fondul de ten Melchior Defining Foundation. A fost o surpriză foarte plăcută să constat că nuanța Warm Beige mi se potrivește perfect. Îmi place textura lui cât mai lichidă, dar dacă aplici mai multe straturi, se aplică foarte frumos și poți să obții o acoperire mai mare. Apoi am fost foarte încântată de faptul că L'Oréal Paris a relansat fondul de ten Accord Parfait într-o formulă nouă cu particule iluminatoare, care are atât subton roz, cât și subton beige, dar și subton neutru. Nuanța care mi se potrivește este 1.5N, este o nuanță neutră, se numește Linen. Și tot la fel, poți să aplici un strat fin și apoi dacă mai ai nevoie de acoperire, poți să aplici mai multe straturi. Cel mai bine acest fond de ten mi se pare că se aplică cu beauty blender. Iar o altă surpriză plăcută este fondul de ten Inglot Face and Body Bronzer. Este un fond de ten foarte lejer,
care se apropie foarte mult cu Face and Body de la MAC, dar mi se pare că acesta dă un glow mult mai frumos tenului. Sper să aducă mai multe nuanțe, pentru că cea mai deschisă mie mi este destul de închisă. Asta când întâlnesc câte o clientă care îi se potrivește foarte bine, sunt foarte încântată să folosesc acest fond de ten. La capitolul pudră, o recomand pe cea de la Make Up For Ever Super Matte Loose Powder. Este o pudră foarte fină care matifiază tenul pentru multe ore. Nuanța 14, pentru că este disponibilă într-o varietate foarte mare de nuanțe, dar nuanța 14 este o nuanță universală care se potrivește atât tenurilor mai deschise cât și celor mai închise. Este insesizabilă pe ten și îmi place foarte mult când o aplic pe tenurile bărbaților, că pielea devine satinată și nu obține efectul acela făinos, prăfos, încărcat. Foarte mult timp am refuzat să încerc iluminatorul The Balm Mary Luminizer, dar am avut odată un shooting cu Adela Manolache și Adira Vlad și Adela l-avea și l-am încercat și mi-am dat seama cât de fain este. Acest iluminator este perfect, este un ușor auriu, dar nu este, este cumva neutru, dar nu e nici rece, oricum se potrivește oricui. Și este foarte fain, îl folosesc tot timpul sub arcadă, pe pomete, pe punta nasului, pe arcul lui Cupidon, fac în colțul intern al ochiului, este absolut minunat. Trebuie să-l încercați măcar o dată. Tot la capitolul iluminatoare slash farduri de obraz, am aceste două shimmer bricks de la Bobbi Brown. Una am spart-o un pic, dar am reușit să o repar. Aceasta este nuanța Nectar, aceasta este nuanța Rose. Dacă am nevoie de o pudră rece, o folosesc cea Rose. Dacă am nevoie de o pudră caldă, o folosesc cea Nectar. Shimmer Bricks de la Bobbi Brown sunt foarte celebre în întreaga lume și sunt niște produse foarte apreciate. Nu puteam să nu am și eu două în trusă. Într-adevăr îmi plac foarte mult. Îmi place foarte mult acest blush cremă de la Chanel. Este, chiar se numește Le Blush Creme de Chanel. Este nuanța 64 Inspiration și este un roz într-un ton destul de rece. Se aplică foarte frumos pe ten, cel mai bine se aplică cu degetele, dar puteți folosi și o pensulă, un buffer destul de mare și pur și simplu să tapotați așa pe obraj înainte să aplicați pudra. Și oricât de mult ați aplica, arată în continuare natural. În sfârșit am descoperit și eu blush-ul Rocateur de la Benefit. Sunt foarte frumoase blush-urile de la Benefit și nu știu de ce nu am avut ocazia să le încerc, dar acest blush îmi place foarte mult, are niște particule foarte discrete, satinate, care sunt aproape insesizabile când te uiți la pudră, dar pe ten se văd. Este o culoare călduță, piersicie. Nu știu dacă ați încercat blush-urile de la Deborah Milano. Eu am nuanța 46 Rosa Pesca. Este un piersiciu cu o tentă rece. Este o culoare foarte frumoasă. Mi se pare că este un blush copt. După cum știți, eu port extensii de gene Extreme Lashes aplicate de la Luca Popescu, dar în perioada în care nu am extensii de gene, îmi place foarte mult mascara Lancome Grandiose. Îmi place foarte mult că tușul este foarte negru, foarte intens, iar periuța este curbată și are o formă specială care îți permite să ajungi foarte bine la rădăcina genelor și să descarci o cantitate mare de produs acolo, astfel încât să intensifice foarte mult privirea. Și chiar nu am întâlnit genul ăsta de periuțe și la altă mascara. Asta e pe frata mea. La capitolul tuș, Inglot Gel Liner numărul 77 rămâne în continuare preferatul meu. Este foarte negru, foarte rezistent, foarte intens și dacă simți că vrei să-l faci mai lichid, îl diluezi un pic cu Duraline. Duraline este un produs indispensabil pentru trusa de make-up, pentru că poți face foarte multe lucruri cu el. Poți să transformi orice fard, pudră sau cremă sau pigment în eyeliner, poți să faci să transformi orice fard într-unul waterproof, poți să faci un ruj, poți să faci lacrimi cu el, poți să faci orice. Pentru sprâncene vă recomand pomadele Anastasia Beverly Hills Eyebrow Pomade. Este o cremă waterproof, disponibilă în foarte multe nuanțe. Sigur veți găsi nuanța potrivită la
la Anastasia. O alternativă mai ieftină pentru pomada de la Anastasia este Eyebrow Gel de la NYX, care este disponibil pe Makeup Shop și găsiți la fel o varietate destul de mare de nuanțe. Este tot un produs waterproof, se lucrează destul de ușor cu el, nu la fel de ușor cum lucrez cu pomada de la Anastasia, dar în continuare îmi place foarte mult, eu îl folosesc pentru sprâncene, vedeți? Pentru machiajul ochilor am folosit foarte mult fardurile cremă Maybelline Color Tattoo. Acesta este una dintre nuanțele mele preferate. Le-am folosit atât pe ele singure, atât ca bază de machiaj sau pur și simplu ca să intensific un fard pudră pe care l-am folosit. Ideea e că sunt faine și merită și sunt ieftine și sunt foarte rezistente. Erau și niște farduri Aqua la Makeup Forever care costau de vreo 5 ori mai mult și nu erau la fel de bune și se scumpă mereu. Sunt foarte îndrăgostită de paletele mele de farduri de la Anastasia Beverly Hills. Am aici Maya Mia, Tamana și Amrezi și asta am uitat cum se numește. Self-made palette, care are cu vreo 4 nuanțe mai mult decât celelalte. Îmi plac foarte mult aceste farduri pentru că sunt foarte pigmentate, foarte intense, nu au fallout atât de mare. Fardurile mate sunt ușor catifelate și combinația de nuanțe este foarte faină, adică sunt foarte practice. Eu dacă nici nu este nevoie să le iau pe toate în trusă, pentru că pur și simplu îmi fac treaba cu una singură. E pus așa. Am ajuns la partea mea favorită, adică la machiajul buzelor, dar mai întâi să vă povestesc despre îngrijire. Am trei balsamuri de buze preferate. Primul este de la Nivea Fruity Shine. Și îmi place foarte mult să aplic acest balsam atât pe buze pentru hidratare, dar și peste rujuri. Știți rujurile alea cu o textură oarecum transparentă, dar care dau și puțină culoare? Încercați să puneți balsamul ăsta peste să vedeți cum e. Apoi am descoperit în octombrie, acest Kiehl's Lip Balm, care este foarte, foarte, foarte hidratant. Este cel mai hidratant balsam după cel de la By Terry pe care urmează să vi-l prezint. Dar ce nu-mi place la acest balsam este că nu are un miros tot mai plăcut. Nu prea are miros. Dar dehidratat îți repară buzele instant, e mai mișto decât Carmex, o să vedeți. Și ultimul și cel mai iubit este Bomb de Roz de la By Terry. L-ați văzut și în primul meu tutorial de machiaj. Acesta repară foarte repede buzele, are un miros plăcut, o textură plăcută. Este și ca un răsfăț, dar este și un remediu. Dacă aveți de dat 2 milioane pe un balsam, măcar o dată încercați-l. După cum bine știți, sunt înnebunită după rujuri, așa că abia aștept să vă prezint preferatele mele. Am doar 3 rujuri preferate în nuanțe nude. Este vorba despre Sleek Matte Me în nuanța Petal și Burnt Day Suede și un ruj de la Wycon în nuanța 605 din gama celor mate. Pentru că îmi plac foarte mult rujurile mate și îmi place foarte mult brandul de la Anastasia Beverly Hills, n-aveam cum să nu încerc și rujurile lor. Am 3 nuanțe, Sad Girl, Heaters și Craft. Îmi plac foarte mult. Pe buzele mele puteți să vedeți nuanța Sad Girl, care este un mauve cu niște particule de sclipiș foarte frumoase. Sunt niște rujuri foarte rezistente și merită să încercați. Chiar au nuanțe foarte frumoase și au și niște lip gloss-uri în nuanțe intense și destul de rezistente. De la Melchior am 2 nuanțe preferate, Closer pe care îl vedeți în stânga mea și Deep Love pe care îl vedeți în dreapta. Îmi plac foarte mult aceste rujuri, sunt foarte rezistente, sunt mate, sunt și cremoase și sunt și ieftine. Merită, cei de la brandul Melchior avem în general foarte multe nuanțe dintre care puteți alege. Poate o să vi se pare clișeu, dar unul dintre rujurile mele preferate este MAC Russian Red. Știu că este o culoare clasică, foarte mată, foarte rezistentă. Este un ruj roșu, intens, cu subton rece, cu puțin de tot albastru. Îmi place foarte mult această nuanță și îmi place textura care este așa ușor grisy, dar în același timp mată.
foarte tristă pentru că în curând mi se va termina rușul meu preferat, care este Yves Saint Laurent Rouge Courcouture Rouge Rock în nuanța 203. Băi, ce nume a fost numele ăsta. Este un ruș în ediție limitată, a fost o gamă specială ultra mată. Din păcate nu se mai găsește, dar trebuie să-mi găsesc eu undeva un dealer personal pe eBay care să-mi furnizeze această nuanță, pentru că sigur nu putem părea. Acestea au fost produsele mele preferate pe care le-am descoperit în 2015 și nu numai. Vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă se regăsesc printre preferatele voastre. Dacă aveți recomandări de produse pentru mine de asemenea, vă rog să-mi scrieți. Nu uitați să-mi dați un thumbs up dacă v-a plăcut, să-mi dați un share, un like, un subscribe, orice, doar să fim mai aproape, că eu promit că postez mai des. Pa, pa!